cu ce gând o să reuni Steaua? Bună ziua și la mulți ani. Cu gânduri bune. Încercăm să ne pregătim bine, să avem un an mai bun decât cel care a trecut, să ne îndeplinim obiectivul, să ajungem în play-off. Pentru că suntem la mâna noastră, sperăm ca cei care vor veni să se integreze așa cum trebuie, pentru că avem mare nevoie să facem o echipă bună și să câștigăm cele 4 meciuri care au mai rămas. Cine a plecat și cine va veni la Steaua? De plecat doar 2 jucători. Unul este Topuzov, care deja am reziliat cu el, iar Ionuț Pop, care el a solicitat că vrea să meargă să apere mai mult. L-am înțeles, pentru că noi am fost mulțumit de Frânculescu, este junior și am luat decizia să-l lăsăm să meargă. Iar ceilalți cu care mai erau Buziuc, Boiciuc, Ciunciucov și Enceanu încă nu și-au găsit, sau chiar dacă și-au găsit, n-au vrut să plece până la momentul ăsta. Și devenit? Vine cineva la Steaua în această iarnă? Da, devenit sunt 2 jucători străini cu care mare parte ne-am înțeles. Trebuie să semneze contractele și aș mai avea un atacant pe care vom vedea în luna asta, dacă putem să rezolvăm. Cum arată programul Stelei până la reluarea campionatului? Vom face în perioada asta, începând de astăzi, până pe 22, când vom intra în primul cantonament la stadion. Vom avea din 22 până în 2, cu jocuri amicale pe care le-am spus și le-a și arătat. După care mai facem o săptămână câte un antrenament, după care intrăm din nou în cantonament încă 6 zile, după care urmează 2 săptămâni să intrăm pentru meciul de campionat, meci oficial. Ce mesaj le transmite Daniel Opița suporterilor la început de 2024? La mulți ani și să aibă încredere în echipă, să susțină cum au făcut-o până acum, să fie alături de noi, pentru că sunt și momente mai puțin bune în viața oricărei echipe. Am spus, nu este ușor, am schimbat foarte mulți jucători. Probabil că în perioada asta de iarnă, cu schimbările care vor fi mai puține, echipa să fie mai omogenă și să îi facem fericiți să ajungem acolo unde ne propunem. Cu ce gânduri ai revenit azi la antrenamentele Stelei? În primul rând, la mulți ani tuturor steliștilor. Sperăm că anul acesta să fie mult mai bun decât celălalt și am venit cu forțe proaspete, cum s-ar spune, după o vacanță lungă, să zicem așa. Cum ai petrecut vacanța de iarnă? În mare parte am stat cu familia, cu soția, n-am fost plecat pe nicăieri, am zis să pun accent strict pe țara noastră. Steaua a terminat anul la un punct de ultimul loc care duce în play-off. Cum crezi că va fi în acest retur? Eu cred că o să avem cu totul și cu totul altă față. Suntem conștienți că suntem pe locul 7, chiar dacă este la un punct. Nu ne aflăm tocmai unde ne-am dorit cu adevărat și sperăm că o să ne adaptăm foarte bine la perioada aceasta de pregătire, care nu o să fie tocmai ușoară, dar o să începem, să-i zicem, returul cu altă față. Ești mult mai optimist acum, după prima parte a sezonului? Nu neapărat mai optimist, doar că știu ce club este Steaua, știu unde ar trebui să ne fie locul și cu toate astea trebuie să tragem și să ajungem unde ne-am propus noi, atât noi cât și vestiarul. Și anume? Să ajungem cât mai sus în clasament. A câtea reunire pentru tine la Steaua? Acum am făcut o socoteală. Cred că este a noua reunire la Steaua și n-am decât să fiu bucuros pentru acest lucru. Înseamnă că am avut o viață sportivă bună, am ajuns la această vârstă și încă mai am pasiunea să mai vin la antrenament, să mă pregătesc cu drag. Cum a fost vacanța de iarnă pentru tine? A fost relaxant. Am petrecut o mare parte cu familia, fiindcă știți cum suntem noi. În timpul anului mai mult ne petrecem viața cu echipa, în cantonamente, pe drumuri și e o ocazie importantă de sărbători să ne petrecem timpul cu familia. Știu că ai fost vreo 2 zile și la Real Madrid în cantonament. Cum a fost pentru tine această experiență? Da, a apărut o oportunitate. Prima oară am fost așa, n-am fost 100% că merg, după care am avut o discuție cu persoanele apropiate și a zis, ești nebun? Cum să ratezi așa oportunitate? A fost o experiență plăcută,
Nu, sper să nu se supere nimeni, dar cred că știm cu toți, suntem la Lumină de aici, am văzut acolo, zici că intri la NASA. Da. Până la urmă, sunt și ei oameni ca și noi, mi s-au părut așa degajați, fără aere de vedetă, cu toate că de prima oară când îi vezi la televizor, zici că sunt, dar nu au nicio, n-au nimic în comun cu ce vedem noi la televizor. Cum te-ai simțit azi când ai intrat din nou în vestiarul Stelei, unde am observat că sunt destul de mulți jucători foarte tineri? Spre finalul carierei m-am simțit. Nu, mă simt, v-am spus, mă simt bine, încă mai am plăcerea să joc și asta e cel mai important. Vorbesc cu foști fotbaliști care îmi spun atâta timp cât mai ai plăcerea să vii să te antrenezi și nu e o povară pentru tine, nu o faci din obligația, asta înseamnă că trebuie să mergi înainte. Ce mesaj le-ai transmis colegilor tăi mai tineri? Această lună, cât am stat în vacanță, am avut timp să învăț mai mult, să văd anumite documentare și chiar aseară mă uitam la un documentar că dacă nu ești grup și nu muncești zi de zi să devii cel mai bun, nu o să reușești niciodată în viață. Am văzut oameni care au crezut în ei de la început, din prima zi când s-au apucat de sport, ceva anume și au realizat doar datorită acestui fapt, fiindcă au crezut și au muncit zi de zi ca niște nebuni.